Salutare lume și bine ați venit pe canalul meu. Fac acest video la cererea unei persoane. Cum se face cont pe SpectroCoin. O să las link în descriere. Dați click pe linkul din descriere care o să-l las eu. Și vi se va deschide această pagină. După aia dați sign up. Apoi aici scrieți e-mailul vostru, parola, repetați parola, bifați aici că deja, după cum văd, deja e bifat, că acceptați termenii și condițiile. După aia bifați aici că nu sunteți robot. După cum vedeți, trebuie să completați un captcha. Apoi dați sign up. Sau puteți să vă înregistrați și cu Facebook-ul sau cu Google+. După ce v-ați înregistrat, vă înregistrați în cont. Eu deja am cont. Vă înregistrați în cont și vă duceți aici la setări, la setting. Și va trebui să aici la verificare va trebui să în primul rând aici la cont setting va trebui să completați numele complet al vostru. Deci foarte atenție foarte mare, trebuie să completați numele vostru real, pentru că pe acest site va trebui, pe acest portofel va trebui să trimiteți o copie după documentele voastre. Va trebui să fie scanate și trimise la voi după cartea de identitate sau depinde ce document vreți voi să dați. De aceea cere numele real și data de naștere, tot. Trebuie să fie totul real. Și dați aici la verificațion, la verificare. Eu deja sunt verificat și aici la verificare trebuie să trimiteți, vă arată că să trimiteți documentele voastre. Trimiteți documentele pe, le încărcați pe acest site și le trimiteți și așteptați, eu știu, câteva zile până vă aprobă. Și după aceea contul dumneavoastră este activ și puteți să tranzacționați pe el. Să vă puneți monedele voastre. După cum vedeți, are Bitcoin, are și euro, dolari, acesta este aur, XAU, înseamnă aur, gold, Dash, Ethereum, Banchera, o monedă care este în colaborare cu SpectroCoin. De aceea este aici, Banchera, e o monedă care a fost, s-a terminat, a fost în ICO și pre-ICO și s-a terminat acum la sfârșitul februarie. Și după cum văd, am mai băgat o monedă nouă, acum o văd și eu, care este Ripple. Această monedă este Ripple, din câte văd. Deci această monedă este nouă, băgată în portofelul SpectroCoin. Deci sper că am fost clar în explicații. Dacă aveți întrebări, puteți să-mi lăsați în comentarii și eu o să vă ajut. Eu vă mulțumesc pentru atenție și ne vedem cu următorul video. Deci o să vă las un link în descriere cu acest site. Eu vă mulțumesc pentru atenție și lăsați comentarii dacă nu sunteți lămuriți cu ceva. Încă o dată vă mulțumesc și la revedere!